Salutare! Bine v-am găsit! Problema de astăzi este următoarea. După cum vedeți, acest lămâi se usucă și în curând va muri. Are frunze galbene. De ce spun că e o problemă? Pentru că mai am alți doi care nu s-au uscat și, din contră, le merge foarte bine. Cum vedeți, câteva luni au, nu știu, 5-6 luni, nu știu să vă mai zic exact, dar după cum vedeți le merge foarte bine, la acesta, din păcate, nu. Atunci se pune întrebarea, același tratament, rezultate diferite. De ce? Păi, simplu. Ceva nu a mers. Și atunci îmi pun întrebarea, ce lipsește? Sau ce am făcut greșit la acesta? Una din variante ar fi, am pus prea multă apă. De obicei am udat în partea de jos, aceeași cantitate de apă și la acesta și la aceștia doi și foarte rar în partea de sus. A doua variantă, lipsa potasiului. Deci are potasiu, deși am folosit acest îngrășământ de la Mia. Cum vedeți, sau lipsa fierului. Eu nu știu în momentul ăsta care e cauza exact. Ar mai putea fi faptul că, fiind din semințe, aceștia doi sunt dintr-un anumit soi de lămâi, iar acesta din alt soi. Și nu i-a aprit. Deci, vă rog să vă dați și voi cu părerea și să vedem care este cauza reală. Deci, părerea mea e că, fiind al sui, nu îi priește în apartament. Asta e părerea mea, având în vedere că celălalt doi s-au dezvoltat foarte, foarte, foarte bine. Bine, vă mulțumesc și aștept comentariile voastre. O zi bună!